Salutare, astăzi să facem ceva interesant. Știți că am văzut un desen aseară. Astăzi nu știu ce o să facem. Da, o să facem un desen, la fel un desen, dar pe o foaie mai mică, mai scurtă. Scuzați-mă, dar e o foaie de mare. Că alta n-am. N-am tăiat-o bine foaia. Mai mult. Astăzi o să desenăm o fată care e pe o foaie mai mică decât era. Iar acum vedeți și voi ce desenez eu pe această foaie. Că acolo eu am desenat, dar nu s-a văzut prea bine. Că nu s-a văzut că eu am desenat, că n-ați văzut desenul și vi l-am arătat în alt episod. Nu știu dacă se vede bine. Acum se vede bine, am apăsat eu pe ecran. Ba mă uit la cameră, ba mă uit aici la desen. Eu văd pe cameră ce fac. E potrivit aici. Facem așa. Iar apă să luăm o linie. Tragem și o linie aici. Pac. Pac. Da. Părul este gata. Acum folosim cu această culoare. Buzele. Cum am făcut în episodul anterior cu desenul meu. Nu prea desenez eu când filmez, iar eu desenez foarte des. De la cameră nu prea desenez des. O să începem cu părul auriu și argintiu. Un fel de argintiu. Uitați-vă cum am desenat. Vedem așa. Bună, Cipu! Ăștia au venit Cipu seara de senul, dar nu am terminat Cipu încă. Curios. Glumesc că a căzut. Gata, după când m-am terminat cu părul, trecem la altceva. Știu că fata este mai urâtă decât care am făcut-o eu. E, contează și modelul. E, contează și modelul câteodată la păr și la față. E, contează să fie fața frumoasă. Bine, în desene poți mai face față. Dar asta nu e așa de bine făcută. Nu prea am dat eu toată silința pe ea ca să o fac frumoasă. No, nu vreau să pierd toată energia pentru o fată frumoasă. Scuzați-mă, Peru, o să fac cum pot, da? Sincer fiu. Cum pot eu mai urât, așa o să fac cu fata asta. N-am mică. Oricum e frumoasă. Toc, facem popilele la ochi. Să nu și popilele. Arată super cute. Arată foarte frumos. Nasul? Deci arată foarte frumos. Acum trebuie haina. Folosim pentru haina această culoare și pentru machiajul de la ochi.
Așa să fac eu. Nu o să iasă tare acum. Dar în moment o să iasă excelent, da? O să vedeți și voi cum am desenat, iar acum o să facem, știu că arată urât, acum o să facem și degetele, mâna mică, iar așa gâtul, cam lung gâtul, dar e frumos, o să fac așa. Cu bulinuțe. Acum începem cu mov, da? E sigur că coronița. Și mai este culoarea la păr. Arată rău. Dar mi-am dat toată silința pentru ea. Ea autograf, glumesc. Ca o semnătură de cine ai făcut, cam pictor. Să facem așa și pantofi fiori cu portocalii se asorteze foarte bine cu culorile făcute din rochie. Încercăm cu acest roz să-i facem aici. Prima oară voi trebuie să încercați cu mic. Am zis eu, nu încerc să fac toată silința. Da, e chiar frumoasă fata asta. Dacă vreți să desenați ca mine, faceți și voi pașii ăștia. Ne arată super tare, v-am zis. Îi place să deseneze inimioare. Mi-a place să deseneze inimioare. Iar aici pe spate, faci așa. Delia. Gata. Asta a fost desenul de astăzi. Tuturor care se uită la acest videoclip. Puteți să desenați ca și mine. Puteți să mă copiați, că eu nu mă supăr. Iar, da, asta este desenul. Putem să-l facem așa la desen. V-am și arătat cum am deserat. Hai să facem și mai multe videoclipuri cu desene. Pa!